Bună dimineața, prieteni! În mesajul precedent am vorbit despre economisirea banilor. Cum să economisim banii și lucrul acesta să fie corect înaintea lui Dumnezeu. Cred că ați ascultat mesajul, l-am publicat pe Facebook, l-am publicat pe YouTube. Astăzi voi răspunde la următoarea întrebare. Ce se întâmplă dacă o persoană a cunoscut cuvântul S-a predat Domnului și a primit botezul. Pe parcursul anilor a părăsit calea Domnului. Deși este conștient că nu e bine ce face, trăiește în concubinaj. Replica acestei persoane este în felul următor. Cui este de folos niște hârtii semnate? Doar statul care are atâtea interese. Și înaintea lui Dumnezeu nu trebuie hârtii. Isaac și Rebecca în vechime cum s-au căsătorit? Deci vă rog, când puteți, îmi dați un răspuns la întrebarea aceasta. Este o scuză pentru oamenii care azi foarte mulți trăiesc în concubinaj și este o scuză pentru ei ca să nu registreze căsătoria și ei egalează, echivalează concubinajul cu căsătoria. Nu, dragii mei, lucrurile sunt total diferite și totdeauna în Biblie este foarte specificat că a fost soție sau a fost țiitoare. Este foarte mare diferența. Țiitoare, limba rusă, naloșniță. Cuvântul naloșniță în română se traduce pentru pat. Femeie pentru pat. Deci pentru relații sexuale, nu pentru altceva. De aceea, dragii mei, deci să nu încurcăm lucrurile acestea. Acum, ziceți că au fost înregistrate căsătoriile lui Isaac și Rebecca și așa mai departe. Da, bineînțeles, căsătoriile lor sunt înregistrate în cel mai important document al omenirii. Căsătoriile lor sunt înregistrate în Biblie. Și în Biblie ne spune că s-a căsătorit, n-a luat-o ca și țiitoare, s-a căsătorit cu ea. Iată așa. Și de ce zici că este doar o simplă hârtie și statul ar avea un folos de la ea? Nu, dragul meu, nu este așa. Acesta este un certificat care implică responsabilități și, bineînțeles, și protecții. Atunci când o femeie este căsătorită, ea are anumite responsabilități față de soțul ei, dar are și protecții. Însă atunci când cineva nu vrea să se căsătorească, el de fapt se eschivează de la responsabilitate. De obicei, bărbații sunt acei care se eschivează de la căsătorie și vin cu scuze de acestea că nu ar fi atât de necesar certificatul de căsătorie și că ar fi o simplă formalitate. Bine, dragii mei, dacă este o simplă formalitate, de ce nu faceți simplă asta formalitate? Dacă este, ziceți voi, cu o simplă formalitate și nu contează așa mult, de ce nu o faceți simplă? De ce? Vă spun eu de ce. Pentru că voi vă temiți de responsabilitate. Voi vă temiți să vă asumați responsabilitatea, că vă căsătoriți cu o femeie de care trebuie să vă îngrijiți, veți avea copii de care trebuie să vă îngrijiți. Voi nu vreți să aveți nicio responsabilitate, voi vreți doar să vă distrați cu femeia respectivă. Și acum, zilele acestea, vorbeam cu cineva că deja de mai mult timp trăiesc în concubinaj, un bărbat și o femeie, și la un anumit moment femeia l-a întrebat, dar auzi, i-a zis de vreo 3 ori că ea vrea să se căsătorească și i-a zis, eu în calitate de ce sunt la tine? Și el, bineînțeles, îi aduce scuze, că nu contează, e important dragostea, bine, dragul meu, dacă e important dragostea, atunci te căsătorești. Însă, i-aș mai spune ceva femeii acestea, a întrebat, eu în calitate de ce sunt la tine? Păi în calitate de ce ai intrat, asta ești. Ai intrat în calitate de concubină, adică femeie pentru pat, pentru întreținerea relațiilor sexuale și asta e tot. În rolul ăsta ai intrat, în rolul ăsta te afli acum. Deci în rolul ăsta te afli acum, în rolul ăsta ești tratată. N-ar fi trebuit să intri niciodată în rolul acesta și atunci când bărbatul respectiv ar fi insistat să întrețineți relații sexuale, i-ar putea fi spus că lucrul acesta este acceptat sau acceptabil pentru tine doar în cadrul căsătoriei și nici cum altfel. Iată așa. Deci certificatul de căsătorie, dragii mei, el adeverește că faci parte dintr-o instituție divină. Și statul recunoaște această instituție, ateii recunosc instituția aceasta și tu care zici că crezi în Dumnezeu, tu nu recunoști instituția aceasta. Este grav ceea ce vorbește. În Evrei, capitolul 13, în cuvântul lui Dumnezeu, în epistola către evrei, spune așa, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Prin faptul că întrețineți relații sexuale în afara căsătoriei și nu vreți să încheieți legământul acesta, căutând un fel de fel de scuze, voi necinstiți căsătoria. Dumnezeu a instituit căsătoria și Dumnezeu spune să o țineți în toată cinstea și patul să fie nespurcat, pentru că Dumnezeu va judeca pe curvari
și pe preacurvare. Dumnezeu vă va judeca și nu puteți să vă bucurați de ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru voi dacă nesocotiți instituția aceasta a căsătoriei. Iată așa, dragii mei, așa că grăbiți-vă și vreau să-i vorbesc femeii. Bineînțeles, aici nu mă întreabă concubina, mă întreabă cineva, mă întreabă o rudă de acelui care trăiește în concubinaș. Spune-i, vorbește-i lucrurile acestea și spune că prin ceea ce face el nesocotește instituția căsătoriei. Și dacă el zice că este o simplă formalitate, atunci spune că să meargă să o facă dacă este o simplă formalitate, că nu e chiar așa. Lucrul acesta implică responsabilități și el se eschivează de la responsabilități și nu trebuie să facă lucrul acesta pentru că va purta pedeapsa de la Dumnezeu. Azi, acum este dimineață și azi plecăm la Horjeș. De dimineață voi avea o ședință cu toată echipa liderilor grupelor de studiu biblic din biserica pe care o conduc și vom discuta strategia de lucru a bisericii noastre pentru anul acesta și foarte mult voi aprecia dacă vă veți ruga pentru ședința care îmi stă în față. Apoi, de asemenea, astăzi seara începem un seminar acolo la Horjești. Este un centru creștin la Horjești, după Cărpineni. Și am invitat pe toți doritorii care vor să studieze Sfintele Scripturi, vom studia Epistola 1 a lui Ioan și vă așteptăm cu bucurie pe toți la seminarul acesta să studiem împreună Scripturile și să îl cunoaștem pe Dumnezeu. Seminarul începe azi la ora 6 seara, mâine, sâmbătă, toată ziua vom studia Scripturile și poimâine de asemenea. Deci seminarul este pe data de 7, 8 și 9 septembrie 2018 la tabăra de la Horjești. Vă așteptăm cu bucurie, vă așteptăm pe toți acei care sunteți din zona acolo, vă așteptăm să veniți și să studiați împreună cu noi Scripturile. Următorul video pe care îl voi face va fi un răspuns pe care îl voi da unei persoane care a trăit în desfrâu cu viitoarea soție și acum deja sunt căsătoriți, dar are foarte multe apăsări, nu știe dacă este vrednic să slujească în biserică sau nu este acceptabil pentru el să slujească în biserică, asta îl frământă, nu știe cum să procedeze pentru că este apăsată conștiința de ceea ce a făcut și îi voi răspunde din Sfintele Scripturi acestei persoane ce să facă și cum să procedeze. Așa că rămâneți pe pagina de Facebook, rămâneți pe portalul Moldova Creștină, pe canalul de YouTube Moldova Creștină, ca să urmăriți aceste mesaje din Biblie și vă rog să le transmiteți mai departe așa, ca să poată primi răspunsuri toți cei care trec prin astfel de situații și mai ales vă rog mesajul de astăzi să-l distribuiți chiar prin mesaje personale, poate să le puneți să-l asculte la telefon celor care trăiesc în concubinaj și refuză să se căsătorească. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să aveți o zi frumoasă în continuare.